În 2007, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, împreună cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, au semnat un proiect pilot care prevedea cadastrarea sistematică a 19 unități administrativ-teritoriale. Valoarea proiectului a fost de 51,4 milioane de euro, dintre care 46,7 milioane de euro fiind contribuție BIR, 3,7 milioane de euro fiind contribuția Guvernului României, data NCPI. Județul Dâmbovița a fost prins cu două unități administrativ-teritoriale, precum bine știți, Corbi Mari și Vulcana Doi. O să vreau să fac și o localizare a acestor două în județ, Corbi Mari în zona de sud, cu teren agricol, preponderent, iar Vulcana Doi, teren de deal. Potrivit contractului, termenul de finalizare al proiectului era 30 iunie 2013, cele două OAT-uri, Corbi Mari și Vulcana Băi, aflându-se la acea dată în stadii avansate, însă nici în acest moment proiectul nu este terminat. Vreau să vă arăt ce s-a făcut ca și realizările proiectului la Corbi Mari. Prestatorul a predat către OCPI un număr de 14.373 de imobile. Noi numim imobile orice parcelă. Imobile măsurate și cu documentele de proprietate aferente acestuia. S-au dus în teren și au identificat fiecare proprietar în parte. Vă rog să vă uitați cum sunt parcelele. Sunt 14, nu sunt multe. Munca a fost importantă. Pentru fiecare parcelă pe care o putem vedea aici, există măsurători cadastrale în teren, s-au deplasat. Au măsurat și au strâns fiecare parcelă are documentația aferentă în spate. La Vulcana Băi, fiind o zonă necooperativizată, s-au emis și mânat proprietarilor un număr de 4.197 de titluri de proprietate, iar această etapă este una pozitivă a proiectului, fiind terminată. Prestatorul a predat către OCPI un număr de 5.547 de imobile, măsurate și cu documentele de proprietate aferente ale acestora. Proiectul poate fi privit și ca un eșec, pentru că au fost investiți mulți bani și deoarece s-a întârziat cu data finalizării, câteva puncte de realizare au fost sărite, iar investitorii nu își pot recupera banii. Până la acest moment, concluziile proiectului sunt următoarele. Dacă proiectul avea o durată mai mare cu 4 luni, proiectele erau terminate cu succes. S-a acumulat multă experiență în cadastrarea generală în perioada aceasta. La momentul acesta, cetățenii din Vulcana Băi beneficiază de titlul de proprietate. Asta e un aspect pozitiv. Proiectul poate fi privit și ca eșec, pentru că a generat costuri foarte mari ale firmelor prestatoare de ordinul sutelor de mii de euro. Iar pentru că proiectul s-a terminat fără parcurgerea totalitatea pașilor programați, aceștia nu și-au putut recupera investiții. Informațiile acestui proiect nu se pot folosi pentru că nu sunt duse în stadiul final. Adică la acest moment noi am primit lucrarea, dar nu am avizat-o din punct de vedere cadastral și nu am făcut intablările respective.